Salutare lume, ce mai faceți? Azi voi face un tutorial cu un efect foarte fain care, din efectul meu, mi-a spus unul prin PM cum se face efectul ăsta. Ăsta cu verdele. Puff, vezi? E foarte fain. Bine, chestiile astea care e așa, nu știu cum să zic. Bă, mai taci mă din gură odată. Dă-mi un pic la moata. Voi face doar efectul ăsta cu verdele. Bun, să trecem la acțiune. Aici, zicem, mere driftul, ăsta, mașina, tâmpitul, cine conduce și ce va fi verdele ăla. Dăm insert, video track, dăm pe color gradient, tragem ăsta și punem aici. Vedeți ce fain arată? Vai de capul meu. Ăsta-l tragem cam atâta să fie. Așa, și-l facem negru. Ba, mai acolo, așa. La fel și ăsta albastru. Și vedeți ce nu ăsta. Așa. Vedeți ce fain arată? Deci când vine așa, puf, vine așa. E bestial, mă. Aici dăm pe add. Vezi? Altceva mult mai fain. Dăm iar insert, video track. Punem altul. Mai întoarcem, îl tragem de aici și îl tragem așa. Opa. Așa. Să fie chiar aici în colț. Dacă n-am pus un colț. Așa. Și tragem ceva de genul ăsta. Atât să fie la negru, iar la fel și ăsta. Și mai tragem noi dacă vrei. Bun, acum și aici dăm pe add. Și ceva de genul ăsta. Pac! Îl tragem aici să nu fie așa nașpa și să fie mult și după aia punem așa. De la fade out până la fade in sau invers, Dumnezeu știe cum se cheamă. Și va fi ceva de genul ăsta. Pac! Vezi? Sau dacă nu vreți așa, faci așa. Dai. Asi. Mult mai nașpa. Se fa fie așa. Am văzut la un videoclip și arăta chiar nasol. Adică n-arăta deloc fain. Punem așa, fade in, la fade out, sau fade out, un fade in, da, nu știu cum se zice. Vine așa, pa, vine driftul, pac! Vedeți? Chiar ușor și fain. Când vine așa, ceva de să fie beat-ul, ceva de genul ăsta. Tân, pum, dân, și revine altul. Tân, pum, dân. Înțelegeți voi ce vreau eu să spun. Așa-i? Atât a fost tutorialul și efectul. A, da, dacă vreți să schimbați verdele ăsta, apăsați pe 2 și punem proșu, nu știu, Dumnezeu știe. Vedeți că e și galben. Dacă ați fost la ora de desen, ați fi învățat așa ceva. Tot la 2 punem roșu. Sau dacă vreți albastru, Dumnezeu știe. Așa, mai un galben și steagul României. Vim, puf, e chiar fain. Mie chiar îmi place efectul ăsta. Dar să fac mai mic. Fine driftul, vum, puf. Ați înțeles voi. Mersi fraților că m-ați urmărit și de data aceasta și nu uitați să dați un subscribe, like și coment. Dacă vreți un tutorial anume, nu ezitați cu un PM. Ne auzim data viitoare. Bye bye!